națională și puteți să oferiți și Fundației Naționale, pentru că sperăm ca tot 1 octombrie sediul Fundației să fie din nou funcțional. Acolo e și o vitrină foarte mare și Fundație, pentru cine nu știe, este Belvedere 1, adică fix peste domnule catedrală. Acolo e și un trotuar foarte larg, trec oamenii, văd vitrina, văd numele și unii să știți că intră și vor să citească mai mult, vor să știe mai mult, se așează, mai citesc un carte, chiar cum s-a acum vreo 2-3 săptămâni, o doamnă a intrat văzând poezia lui Andrei în limba franceză și a vrut să o citească, să primească un exemplar din foile respective. Și să zice, de așa vă faceți, să vă spun cititori. Deci vă faceți promovare, dăruiți cât un volum din ceea ce editați dumneavoastră. Autorul moral al acestei întâmplări e o persoană care a crezut că se poate și care inițiază, într-adevăr, întâlnirea de la Florință de Ștefania Pușcalău a fost inițiată și acum, de asemenea, e nevoie de un astfel de motoraș vioi ca să ajungem aici. Ne bucurăm foarte mult, Ștefania, și cu siguranță are să ne spună ceva și în limba poezească vorba. Mulțumesc și mă bucur că a luat o floare această întâlnire. Am pornit de la ideea de a fi câțiva autori, să ne citim versurile, să ne bucurăm, ne-am întâlnit în primăvară, la Florin Poezii. Acum și mai frumos după mine, acum legându-mă de prezentările autorilor dinaintea mea, mie îmi place Florina, chiar foarte mult, sunt născută într-un decembrie cu zăpezi polare, îmi place și iarna și mai mult. Iar începând de acum, de când o să se tot schimbe vremea și să fie și mai frig, o să fiu exact în elementul meu, mai ales că se schimbă și ora. Și trebuie dovadă scrim toamna mai mult decât în alte anotimpuri și în general despre mine. Am ales dintre poeziile cele mai recente pe care le-am scris, Toamna dintre noi. E o poezie în vers clasic. Să nu te pierzi prin toamne cum de mult, te-am rătăcit prin cărți și mere coapte, când viscol a venit de dimineață noapte și armura noastră nu a mai ținut. Să nu mai poată toamna să mai fie despre cocor ce învață numai dus, despre copaci cu crengele în apus, să nu se împartă în două, mie, ție. Să nu se pierdă într-o cote de cai gustarea noastră dintre așternuri, când nu voiai de ploi să te mai scuturi, că eu ți eram toamnă și știai. Să nu mă guști din ultim strop de vin și apoi să uiți, ca pe ceva banal, în anotimpul convențional, că mă invit cândva, măcar puțin. Să mă invit pe neștiute, prin boluri ce-am umplut pe înserat, chiar dacă îți părau, adevărat, neînsemnat de clipe de căzute. Și dacă toate astea nu se întâmplă, ne prinde toamnă și adormim târziu. Se face însuși Dumnezeu mai bine, punând iubirea tâmplă lângă tâmplă. Mai pregătit o poezie în versal și nu să mă gândesc prea mult că mai am o surpriză. Vin o dată. Fix câteva secunde, suficient ca să mă îndrăgostesc de mirosul tău de cafea din fiecare dimineață. Va veni pe nepregătit. Eu sunt un mic amin, de pe eu sunt plai Moldova Goi Pașului, din Cumarcea de Mahalat, la 500 de metri grădina mea este la tânărul Andrei, foarte tânărul Andrei, și la vreo 7-8 de al lui Ion. Foarte tânărul Ion. Mai puțin foarte tânăr. O poezioare scurtă, ar trebui să menționez, Pavla este anotitul meu, preferatul sufletului de stărăciun. Autoportret. Sunt o metaforă și locuiesc în templul unei fântâni legheată veșnic de ochiul lăuntric al fântânarului. Aici, ascult în tihna amurgului de toamnă, cântecul îngeresc al luminii din liniștea venită de sus și glasul străbunilor venit din adânc. Și, dacă nu vă fițesc, ceva mai mult, singurătate într-o iluminare. Când doar stânca în minte, de tot ce e fecund, eu îmi aduc aminte. Și vine să mă ascund în haina de părinte, ca într-un gând secund.
prin inimă și minte, cu minte, vă scufund în numai trei cuvinte. Simplu, senin, profund. Și respir, și respir clipe sfinte într-un prezent profund. Vedeți luarea minte la muntele ce-o spun, unde, pe azi înainte, în taine de fix răspund, ca într-un templu cu seminte de-a purul mată. Să vă mulțumesc! Și 64 de poezii de mele sunt puse de muzică folk, de exista este un virgul sau un schimb de mare. Nu prea să vă leviți și o să vă citesc. Tinerii de azi domnesc băieții, au internetul luat în universitate. Nu vreau să la șapte m-am îndrăgost să fie doamnă de rezi. Ei au acces să fac multe pe am prădoboare, cât o să mai fie, din amintiri de când eram la școală, ecou și notele din simfonie, îmi dau avânt, aș scrie primăvară. Ochii din voi, literile mai rare, n-aș fi crezut minutelor ispită, zilnic lăsam bobocloșul de floare în bardesiul doamnei Brigintă. Cum reușea cu sâmbetul ei tandru să-mi răspălească mângherile din suflet, îndrăgostit, oh, nu mai era altul, i-am și compus duminica un cântec. Ambiția să cresc mari, puternic, noaptea prin geam deschis ca zburătorul, în peisajul intim și feieric, n-aș fi lipsit, cred, inimificorul. Sfârșit de an, colegi și roată pe mari, într-o secundă mâneca bilete, vă zici surprinsă, picurat din noapte, cât aș fi vrut, am cremenit momentul. În așteptări, nu am putut vreo veste. Tainte ecou, obraje, nu mi-a lintă, ne întâlnim de atunci doar în poveste, eu tânăr prins și doamna din timp. Da. Doamna Brigintă? Este aici în sală, doamna Brigintă? Din pătrânii, am fost și am dat bunii de poveste. Am poezie, frunză galbenă. Am ajuns din zonă pe câmpuri, pașii mei, de ce n-au stare, din culoarea prinse ruburi până dincolo de zare. Lângă mnaștină vreo subunțe, s-a mai repede prin rouă, greierii ies din căsuțe, tot privind chitară în om. Ciocârlii, la înălțime, prin bănuțele în triluri, eu, în timp ce caut rime, dezlipesc câteva plicuri. Domnul tău, atât de apric, cum ar fi deșertul verii, pus din norul cel somnatic și văd clipa revenirii. A căzut frunza în care, scripea prima dorință, vântul ce stira în ugoare, ce-o învăluie în fătiță. Pe a toamnei simfonie, când te ierd din albă piatră, frunza galbenă nu știe de poveste ca noastră. Poți citi o poezie despre aniversarea Bacovei? Sigur că da. Ieri a fost, nu ziua lui Bacovei, ieri a fost 17, ziua de naștere a lui Bacovei, 143. Siguranță, chiar pălăria înclinată în frunte, aș oferi tot ce frumos din viață, aproape zilnic, din voi vreau să la 10 fix, cântării legendare, în momenti, prea mult ținute în palmă, versuri așezi, rapid, criticilor care, nu sperea convinci, penința este armă. În spațiul alt se adună proletare, văd secerea reflexii, nu prea simple, trece trăsura corăii de arcaii, simt abatorul ultimilor clipe. Încă doresc să beau vinul din cană, entuziaști, poeziul ca Olimpul, iubeam în taină mirabila soprană, îmbătrânind azi cătăcesc și singur. Cocos și cântă, vizite-i cresc vară, câteva ore spre cimitir ajung, rugem forță, crucinte lanțuri, vâie sinistru, cad îngerii de tâmpă. Textele dumneavoastră.